străini în România au fost cazați la Atene Palace, din ceea ce mi s-a spus, și au stat 3 săptămâni aici. Mă rog, am scăpat. Dar asta nu înseamnă că, că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază. Au ajuns în preajma dumneavoastră? Da, da. Ești nebun? Ești prost? Da, bun, încercăm din nou să deslușim ce a vrut Liviu Dragnea să ne spună, dar mai ales apelăm la specialiști, doamnelor și domnilor, pentru că limbajul gestual al domnului Dragnea este unul cel puțin ciudat. Psihologul Aurora Liceanu cu noi, bun găsit, doamnă! Bună ziua, numai bine! Am înțeles, doamna Liceanu, că ați văzut declarațiile domnului Dragnea, da, și aș vrea am să... văzut. Aș vrea să vă rog să ni le traduceți și nouă, nițel, din ceea ce, din punct de vedere al limbajului non-gestual, așa, sau gestual. Mie mi s-a părut îngrijorat, nesigur, lipsit de calmul pe care îl cunoșteam noi și zâmbetul acela seren din totdeauna. Declarațiile sunt cu totul și cu totul lipsite de orice element concret, adică nu se spune cine, ce erau, a fost înconjurat de ei, cum, când. Faptul că apar o droaie de zvonuri care sunt ambigue și lipsite de orice element concret pe care să te poți baza sau pe care să-l poți controla, face ca oamenii să nu mai știe ce să creadă. Și să pară că este o, eu știu, o invenție, o aventură imaginară folosită pentru a, mă rog, a face ca publicul să-l simpatizeze, să-l înțeleagă că a trecut prin lucruri îngrozitoare. Nu vorbesc de distanța de timp care este extraordinară. Dar faptul că încearcă să-și susțină vorbele cu mâinile arată că nu este totuși sigur ce să spună și cum să spună și cum să formuleze mesajul pe care vrea să-l transmită oamenilor, care este total ambigu. Doamna Liceanu, după părerea dumneavoastră, Liviu Dragnea a mințit sau a încercat să acopere prin gestual, de fapt, o minciună cât casa? Eu parcă n-aș folosi expresia cu mințit, nemințit, aș spune că n-are nicio susținere mesajul lui într-o abordare sau într-o înțelegere rațională a situației în care a trecut. Nu e ceva rațional. Nu e deloc rațional. Dar ca resort psihologic, ce a vrut domnul Dragnea? Să se victimizeze acum, doamna Liceanu? Cred că a vrut ca să impresioneze publicul cu situația lui în care se află acum. Adică să-i facă pe oameni să-i fie milă de el, să-i spună uite ce înseamnă să fii un om la putere, prin câte treci, prin ce lucruri cumplite poți să treci, și cred că acesta a fost lucru. Plus, cred că este și o vagă impresie de diversiune, adică mută lucrurile în cu totul altă problemă de la protest. Asta ne-am dat și noi seama fără să fim psihologi. Vă mulțumesc frumos, doamna Aurora Liceanu, să aveți o zi frumoasă. Ni s-a alăturat președintele cofondator Pro-România, Daniel Constantin. Bun găsit, domnule Constantin. Mulțumesc pentru invitație. Noi tot analizăm aici ce a spus Dragnea, cum a spus, cum a scăpat și așa mai departe. Și eu, înainte de publicitate, ora trecută, le-am citit onorii invitaților din platou, toate comunicatele de presă, inclusiv de la Serviciul de Protecție și Pază, cei care, prin lege, trebuie să păzească demnitarii statului român. Dom'le, nu există niciun dosar, nu a fost nimic, nicio plângere și așa mai departe. Și acum, dumneavoastră, ați fost vicepremier. E clar, ați avut parte de Serviciul de Pază și Protecție, da? Spuneți-mi și mie acum, Liviu Dragnea are sau a avut în 2017 clar SPP-ul după el? Cred că și din acest punct de vedere, Liviu Dragnea este încă o dată victima propriilor decizii. Pentru că, vă amintiți, dintr-o ambiție personală, orgolii pe care le are, pentru că știți foarte bine relația dumnei sale cu directorul Serviciului de Pază și Protecție, deci din aceste orgolii care vin din trecut și poate le explicăm, pentru că a mai făcut câteva afirmații aseară domnul Dragnea și referire la domnul Maior, poate intrăm puțin în detaliu,
a luat decizia ca niciun membru al guvernului, nici măcar domnia sa, să nu aibă protecție SPP. În primul rând, asta e o chestiune care încalcă legea. A pus niște oameni într-o situație foarte delicată, pentru că prin lege, din câte știu, directorul sau acest serviciu trebuie să asigure protecția. Iar ei au împiedicat pe acei oameni, practic, să respecte legea. Dacă ar fi avut protecție de la serviciu de pază și protecție, cu siguranță Liviu Dragnea ar fi știut mai multe lucruri și despre ce s-a întâmplat în Piața Victoriei în data de 10 august. Eu beneficiam de astfel de informații de acolo foarte bune. Cu siguranță nu ar fi avut de ce să se teamă pentru integritatea fizică a domniei sale. Da, la momentul aprilie 2017 nu reușise să se certe cu serviciul de pază și protecție. Și beneficia. Și beneficia de la momentul, astfel de servicii. Nu știu dacă beneficia la momentul respectiv. Domnul Dragnea spune că această tentativă presupune punerea în scenă, o acțiune care nu a reușit, nu știm cum nu a reușit din moment ce nu s-a tras un glonț, nu s-a tras nici măcar cu praștia, dar la momentul acestei tentative dânsul beneficia de serviciul de serviciile SPP-ului, pentru că momentul la care domnia sa, din cauza orgoliilor, a renunțat la serviciile SPP-ului a fost ulterior. Deci povestea cu asasinatul de acum un an și 7 luni. Cu atât mai mult, cred că am fi putut avea o informație foarte clară, pentru că SPP-ul, indiferent că prezintă, are un raport. Deci dacă SPP-ul este chemat și dacă beneficia de protecție și este chemat la Comisia de Apărare din Camera Deputaților sau Senat, Comisia Mixtă, atunci poate se prezinte acolo acest raport. Au dat comunicat de presă, Daniel Constantin, despre ce vorbim. Nu, domnule, nu există așa. Dumneavoastră, eu vreau să vă spun ministru, un lucru. A fost vicepremier. Dumneavoastră, ca un om absolut echilibrat și la prima și la a doua vedere, dacă, Doamne ferește, ați fi fost victima unei tentative de asasinat și v-ați fi certat după aia cu șeful SPP, șeful SRI, nu contează, ați fi avut această inspirație de-a dreptul proastă să puneți orgoliul mai presus de integritatea dumneavoastră fizică și a familiei dumneavoastră și ați fi renunțat la... Are. Din moment ce tu ești demnitar al statului român. Nu. Păi orice are opțiunea de a alege. Da, cum... și după ce ești... Da, mai este o întrebare. Nu. Rațiunea nu poate fi. Acum ce s-a spus este foarte adevărat. SPP are o obligație legală. Da. Și eu cred că și în condițiile în care un înalt demnitar refuză acest protocol, nu înseamnă că serviciul merge acasă și își vede de alte treburi. Și această pază și protecție, ea se... Trebuie să se desfășoare, pentru că trăim într-un stat de drept. Nu cooperează. Adică, bun, că nu cooperează demnitarul este altceva, dar eu cred că serviciul de pază și protecție îndeplinește niște atribuții. Dacă politician pentru... poate ne lămuri. Dar răspundeți-mă întrebare, dacă erați victima unei tentative de asasinat și după aceea v-ați fi supărat pe un șef sau altul al unei instituții, ați fi spus luați-vă jucările și plecați că eu sunt supărat? Cu siguranță nu, mai ales că vă reamintesc că eu am fost ministru al agriculturii din mai 2012 și vicepremier am devenit abia în 2014, dar aproape 2 ani de zile nu am avut protecție. Nu am fost un adept al aghiotantului care se deschide ușa mai departe. Dar în momentul în care am fost obligat prin lege să am SPP, am înțeles care este rolul acestora și după aceea n-am mai renunțat la serviciile lor, pentru că ulterior am devenit ministru și aveam voie să la solicitarea mea să... Domnul Dragnea, eu îl cunosc foarte bine pe domnul Dragnea. Am auzit foarte multe afirmații de-aseară până astăzi, domnule, că a nebunit Dragnea. Eu îl cunosc foarte bine. Nu este nici nebun și nu este nici prost. Faptul că dumneavoastră discutați despre ce a spus domnia sa aseară arată că dânsul și-a atins obiectivul. Acesta a fost obiectivul de a muta puțin atenția publică, din punctul meu de vedere, de la ceea ce s-a întâmplat în 10 august. Și susținerea noastră. Avem jadul butin. Eu așa asta am început emisiunea. Am mers și noi după fentă, dar așa, ca să ne mai și amuzăm, adică la ce se pot gândi unii în capitolul 1 din manualul de manipulare pentru copii de clasa 4-a. Era de clasa 4-a. Domnule Botin, l-am spus în mai... Vă mai spun un lucru și închei. Mai ales dacă beneficia și dacă nu beneficia de protecție de la SPP și ar fi fost o astfel de tentativă, SPP era obligat să facă un raport care există pe undeva. Faptul că nu există un raport arată că nu știu dacă există. Domnul Dragnea are datoria față de oameni în continuare. Vedeți, azi n-a spus niciun cuvânt. Are datoria față de oameni să explice, pentru că dacă a fost o tentativă și instituțiile statului nu cunosc acest lucru, este foarte grav. Înseamnă că avem instituții foarte slabe. Eu nu cred că avem instituții slabe în țara noastră. Aici de acord cu toată lumea, nimeni nu crede că avem instituții slabe, ba din potrivă. Domnule Daniel Constantin, în situația în care acest raport exista, și cum a fost dejucat planul de asasinat? Deci acest raport există, chiar a fost dejucat. Acum, în plin scandal al acestor declarații,
Credeți că era posibil ca SPP-ul și SRI-ul să vină să spună nu există niciun fel de informație referitor la acest aspect? Sau ar fi dat o declarație complet neutră, nu putem comenta, nu putem devoala? Din experiența mea ar fi dat un comunicat în care să spună, domnule, nu putem să comentăm la acest moment, nu sunt informații publice. Dar dacă s-a spus, dacă vă amintiți, când a fost tentativa aceea sau ce a fost vis-a-vis de doamna Chioveși. Nu s-au dat informații. Dar din moment ce s-a spus, expresiv vorbind, că nu există niciun fel de sesizare, niciun dosar în lucru, înseamnă că nu există. Domnilor, bun, ar mai fi o întrebare, domnule, de ce trebuie să aștepți un an și restul lunii ca să spui că, domnule, acum Dantan, că se prescrie și fapta până la urmă. Glumeam acum, știi? Domnule, am avut parte de o tentativă de asasinare și eu m-am gândit în felul următor. Domnul Dragnea ieri a mai spus două lucruri foarte importante, că domnia sa vrea să-l suspende pe Klaus Iohannis, dar nu se înțelege cu partenerii din coaliție. Iar ăștia au reacționat astăzi foarte tare, că domnule, tot partidul ăsta ALDE a dat un comunicat de presă care spune că suspendarea președintelui poate avea urmări imprevizibile, iar o astfel de decizie trebuie cântărită atent. Bref, ca să trecem și la alte subiecte, pentru că nu mai mergem după fenta lui Liviu Dragnea. Este ultima întrebare pe acest subiect, poate o să ne mai întâlnim cu el. De ce credeți că încearcă oamenii ăștia să ne manipuleze atât de copilăresc în momentul de față? Care este jocul? E jocul cu CSAT-ul, cu rectificarea bugetară, care de fapt e făcut pentru pesta porcină, și asta o să explicăm imediat poporului? E povestea cu legea offshore? Pe fondul ăsta se speră într-o reacție pozitivă a poporului dacă trece amnistia și grațierea rapid? Sau vor să acopere dezastru din urma 10 august? Sunt 4. De ce puneți virgulă între ele? E o enumerare, domnul avocat. De ce puneți virgulă? E sau sau. Eu nu cred că e sau sau. Nici măcar ori. Cred că toate la un loc. Subiect? Eu mă îndoiesc. Și uitați că domnul Constantin a fost în... N-am fost în CSAT, n-am fost, dar... Ați fost vicepremier, nu? Am fost vicepremier, dar ca ministru al agriculturii nu am fost membru al CSAT, dar confirm și eu că ordinea de zi nu cred că poate fi... Să nu cădem în derizoriu. Eu cred însă că există o urmă de adevăr în ce spunea domnul Botin. Toate aceste subiecte sunt defavorabile guvernului. Eu aș mai adăuga la asta și faptul că au trecut cât 8 luni de zile de când avem acest guvern și încă nu avem nici măcar o investiție pornită în această țară. Sigur că s-au mărit pensii, s-au mărit salarii, s-au dat anumite ajutoare, dar asta cred că nu compensează o dezvoltare a României care ar trebui discutată în acest moment, mai ales în anul centenarului, mai ales cu câteva luni de zile înainte de un eveniment extrem de important din care România ar putea profita și ca imagine, dar și din punct de vedere financiar. Mă refer la ceea ce se întâmplă la nivel european, discutarea pachetului financiar pe următorii 7 ani. Ai o discuție care trebuie făcută mai prin toamnă, așa că deocamdată e numai unul, Negrescu, care spune ministrul pentru delegat pentru afaceri europene. Domnule, suntem pregătiți, avem acolo... Uitând că l-are la economie pe Andrușcă, uitând că o are prim-ministru, o doamnă care aterizează undeva și nu știe unde e. Semnează hârtii cu CSAT-ul. Bun, Speranța Clișearu, prefectul Bucureștiului, doamnelor și domnilor, a fost chemată la parchetul militar de pe lângă parchetul general să spună procurorilor cine a dat ordinul de golire a pieței Victoriei. Ei, doamnelor și domnilor, spre surprinderea mea, culmea, inorogul a funcționat. Încă o dată, că mai avem un inorog astăzi. Domnule, sunt prefect, am respectat legea, pe această cale nu pot să vă spun. Speranța Clișearu. Eu am respectat legea cu strictețe, atribuțiile conform legii ale prefectului. Nu pot să vă dau detalii, dar eu vreau să vă spun că legea a fost respectată. Eu nu pot să detaliez sau să explic modul în care alte instituții au acționat, să spunem, în acea zi. Fiecare răspunde pentru el. Eu vorbesc numai despre mine. Deci eu am respectat legea în condițiile în care eu am respectat legea adunărilor publice și acel ordin de intervenție respectă în totalitate legislația în vigoare. La ce oră ați semnat acel ordin? O să vă detalieze parchetul.
Este adevărat că e mult... Da, Speranța Clisăru a respectat legea, deci în calitate de prefect a respectat legea, deci nu comentează acțiunea altor instituții, în calitate de prefect a respectat legea și dacă mai puneți întrebări ziariști răi, ce sunteți niște fameni, vă spun în continuare că doamna prefecta Bucureștiului a respectat legea pe această cale. Am punctat și chestia asta, avem de comentat? Vă aștepta să spună prefectul Bucureștiului ceva? Nu, dar la ce a respectat legea? La, care respectat legea? La incidentele din Piața Victoriei. Da. Deci astea adăugate la enumerarea dumneavoastră, la enumerarea domnului ministru, trebuie avut în vedere faptul că, într-adevăr, domnul Liviu Dragnea avea o multitudine de motive ca să încerce să distragă atenția, mai mult sau mai puțin inspirat. Deci s-a dovedit foarte, foarte prost inspirat când a ales această poveste ca să distragă atenția. Dar la această enumerare, știți ce aș mai pune eu? Încă un motiv, domnule Botin. Și anume, faptul că, de câteva zile încoace, cam concomitent cu povestea din Piața Victoriei, au apărut diverse reacții la nivel internațional, în diverse ziare de prestigiu, inclusiv la nivel oficial, guvernul austriac a cerut ca românii să schimbe guvernul, deoarece de la 1 ianuarie acest guvern condus de doamna Viorica Dăncilă nu prea poate, nu prea are competența. Domnul Dârghiu, și atunci toate la fentă. Eu m-am toate astea fan Viorica Vasilica Dăncilă și, vă rog frumos să nu vorbiți în niciun fel de competențe. Nu să distragă atenția și de la asta. Nu e o presiune externă, nu. Iar vorbim împreună și ne înțelegem separat. Domnilor, așa faceți. Acum revin. Vorbeați de o presiune care se... Nu vorbeam de o presiune, vorbeam de, ce de mesaje, de reacții. Ce înseamnă până la urmă? Și păi, reacțiile? Și cine? Și o presiune? În Le Figaro, un profesor român a spus... Domnul Dragnea, vă ajut eu. Trebuie să spun? Stați un pic. Domnul Dragnea citire, că în scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, pe bune acum. Deci domnul Dragnea zice că agenturile, adică Soros, a plătit el toată presa străină să-l facă pe domnia sa un rău și un famen, tocmai pentru că... Că n-a reușit să-l omoare cu una și 7 luni înainte. Vorbim. Bun, Speranța Clișeru n-a putut să spună nimic. Pentru că este prefect și a respectat legea. Daniel Constantin, ne așteptăm acum să aflăm cine i-a dat ordin doamnei Clișeru, pentru că eu văd așa toate lucrurile astea, da? În momentul în care, iertați-mă, întreb, iese Carmen Dan în comisia de apărare cu o zi înainte și spune, că nu spune, vorbit. Și spune, nu spune, da? Da, spune că n-a vorbit cu prefectul. Carmen Dan, pe linie ierarhică, este șefa doamnei Clișeru, da? Că doamna Clișeru este reprezentantul guvernului în teritoriu, da? Ok? Da. Suntem mai aici? Da. Bun. Doamna Carmen Dan a spus că nu are nicio decizie vis-a-vis de Piața Victoriei. Da? Doamna Clisăru a spus că a semnat într-adevăr ordinul acela, dar cine i l-a dat? Pentru că mai este un codicil pe care foarte puțin l-a observat. În momentul când aduci unități de jandarmi din țară să le concentrezi la București, alea nu le mai face prefectul, alea le face ministrul de interne. Da, eu cred că reacția doamnei prefect de astăzi vine ca un ordin de partid, să spunem așa. Au fost foarte multe bâlbâieli în ultimele zile și probabil că ordinul care s-a dat, cunosc asta din trecut, ordinul s-a dat în partid, a fost acela, domnule, nu mai comentați foarte mult pentru că vă încurcați în propriile declarații. Da, au fost suficiente două minute. Orice om are dreptul să spună că nu a încălcat legea și că este nevinovat și pe de altă parte să spunem că există și un caracter secret al urmăririi penale și știm... Era următorul aspect pe care vreau să-l prezint. Vă rog, aveți dreptate aici, există însă și eu... Mă rog, motiv pentru care ar trebui să o credităm pe doamna prefect, cu toate că a greșit la un moment dat, a spus că n-a fost în piață, jandarmeria a spus că a fost, adică deci în două minute... Deci a respectat ordinul de la partid. În două minute... Adică a intrat în detalii. Nu. A încercat deci să partidul spună... Partidul dă ordine foarte de puține. Mai că au fost suficiente, au fost suficiente acele două minute să creeze o confuzie. Pe de altă parte, însă, trebuie să o credităm și cu acest aspect pe care îl spuneați dumneavoastră ca avocat, înțeleg, că în momentul în care ești și ești cercetat într-un dosar sau ești martor într-un dosar, n-ai voie să divulgi ceea ce este în dosarul respectiv. Ceea ce cred eu că trebuia făcut este ca în Comisia de Apărare doamna Carmen Dan să prezinte toate elementele, astfel încât să nu fie nevoită presa astăzi să meargă la doamna prefect să o întrebe ce s-a întâmplat în acea zi. Cred că astea sunt lucrurile care vedeți dumneavoastră. Eu am senzația că nici ei nu știu foarte clar ce s-a întâmplat în ziua aceea, iar dacă știu și tac, este foarte grav. Dincolo de asta însă, nu știu cum găsește partidul
social-democrat, tot felul de oameni de ăștia și alte, că era și Nonica Nicolae zilele trecute, care văd inorogi. Mie îmi place exemplu asta, dar nu mai pot. Da? Deci inorogi nu sunt, dar ei văd. Iar după publicitate o să vedem ce a spus domnul Bacalbașa, da? Mare deputat de la PSD, de a reuși să facă și un război diplomatic, un scandal diplomatic pe această cale, pe principiu mușchii noștri mintenare. Da? O să vă spun declarația, o să vă spun ce a spus și ambasada Israelului și o să vedem și un filmuleț cu mostre din gândirea domnului Bacalbașa. Publicitate, revenim. Vă spuneam, doamnelor și domnilor, că după evenimentele neclare încă din data de 10 august, corul vânătorilor, fiecare vânător în parte, încearcă să să informeze opinia publică despre orice altceva ce ar putea avea legătură cu logica. L-am văzut pe Rădulescu cu mitralieră, că venim un milion și vă rupem capul. Pe tot felul de ipochimeni de ăștia care văd inorogi. Până și Norica Nicolae zicea ceva de pixelul albastru, că îi se pare ei că e langa, că e danga. Ca să nu vorbim de anumite posturi de televiziune. Ei, cu voia dumneavoastră, avem un avocat deputat, domnul Bacalbașa. Asta vine de pe la Galați sau de pe la Brăila, nu vedem foarte clar. Cred că de la Brăila. Și pe această cale, că s-a trezit și el să comenteze, o să vedeți imediat comentariu, a reușit să mai facă și un scandal diplomatic, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Domnilor, declarația domnului deputat PSD Bacalbașa și Nicolae. Deci, ce s-a întâmplat acolo, au fost câteva sute până la 1000 de profesioniști perfect pregătiți, poate mai bine pregătiți decât jandarmii, care au avut sprijinul activ și conștient al așa zișilor demonstranți pașnic. Oricum, toți cei care au depus plângeri din punctul meu de vedere ar trebui imediat sancționați pentru trei lucruri. Participare la o demonstrație ilegală, conform legii românești. 2. Participare la o demonstrație după orele 21:03 și 3. O rămânere în această zonă. Știu că, de exemplu, de 4 luni se desfășoară niște demonstrații la frontiera dintre Gaza și statul Israel. Deci frontiera fiind un zid înalt de 8 metri de beton și grănicerii izraelieni până acum în 4 luni au împușcat 171 de persoane și au rănit câteva mii. Nu am văzut o reacție violentă, deci zicându-se că se încalcă legi acolo. Adică tălea de ce n-ar trage și jandarmii cu muniție foc cu foc sau foc automat în protestatari? Că doar se încărcălești pe principiu minții luminate a domnului Bacalbașa. Iată ce zice ambasada Israelului, doamnelor și domnilor, și iată cum reușim din nou să ne facem de băcănie. Ambasada statului Israel a luat la cunoștință de afirmațiile scandaloase și neadevărate ale domnului deputat Nicolae Bacalbașa. În numele statului evreu dorim să-i atragem atenția politicianului român că declarațiile sale denaturează faptele cu privire la situația din ultimele luni de la granița cu fucia Gaza. Și am apreciat ca domnul deputat să se informeze în profunzime înainte de a face comparații nepotrivite și șocante. Atacurile violente asupra civililor israelieni coordonate în ultimele luni de gruparea teroristă Hamas nu vor rămâne niciodată fără răspuns din partea noastră. Eleganți cei de la ambasada Israelului. Statul Israel, spune, își va apăra mereu poporul împotriva oricăror încercări de a suprima. Domnul Bacalbașa îl insultă cu afirmațiile sale și pe protestatarii români pașnici care au fost prezenți în Piața Victoriei, asociindu-i cu teroriștii Hamas. Asta este reacția ambasadei Israelului. Ca urmare, zice ambasada Israelului, solicităm public domnului Bacalbașa să-și retragă spusele și să se asigure că pe viitor astfel de asocieri, cel puțin neadecvate, să nu se mai regăsească în discursul domniei sale. Cu alte cuvinte, printre cuvinte, printre rânduri, de fapt, cei de la ambasada statului Israel l-au făcut cam nărot pe domnul Bacalbașa. Elegant a spus că bate cu fi. Este o declarație personală pe care și-o asumă personal. Nu este nicio calitate de deputat. Calitate de deputat. Haideți să le înțelegem. E deputat.
dat PSD în Parlamentul României astăzi... Și dacă este deputat PSD și bate câmpii, înseamnă că este mesajul PSD? Nu, ca deputat nu. Ca deput, nu. N-am spus că... Păi dacă dar ca deputat de PSD... Ăsta este băiat de cor, domnule. Prima, prima parte, dar ca deputat PSD, prima parte a declarației este foarte bună, domnule. Prima parte. Orice manifestație nelegală trebuie sancționată. Și ultima parte cum e? Ok, prima e foarte bună. Prima e excepțională. Și ultima? Păi ultima este neinspirată, dar repet. Neinspirată? Dar cum vreți? Eu n-am văzut, dacă îmi permiteți. Stupidă. Stupidă. N-am văzut o deputat Parlamentul României. N-am văzut o disociere. Puteam să vă cred dacă vedeam o disociere clară a conducerii partidului de declarație. Au trecut deja câteva ore, iar PSD-ul nu s-a disociat de această afirmație. Probabil că le ia timp, dar gândiți-vă că în ultimul timp s-au tot făcut astfel de afirmații. Eu, cum să spun, rămân șocat. Domnul Bacalbașa este un politician cu experiență. Am văzut, real, acolo sunt alte am văzut un alt politician cu experiență, domnul Daia, făcând la fel o astfel de asociere. Din nefericire, toți sunt din PSD. Eu cred că PSD-ul ar trebui să aibă un de acum înainte. E adevărat, dar eu n-am văzut niciodată sub regimul Ponta o astfel de afirmație și cred că pe putere, da, se întâmplă chiar întâmplătorile la putere. Haideți să fim realiști. Bun, dacă îmi permite ce vă spun părerea mea, cred că cu tot respectul pentru a nu ne strica relațiile pe care domnul Dragnea am văzut că încearcă să le întrețină cu statul Israel, ar trebui să fie acolo un soi de politică, să-i ducă pe oameni să învețe întâi și după aceea să vorbească, să facă astfel de asocieri nepotrivite. Asta este. Iar ambasada Israelului cred că mai are puțin și probabil că se va adresa direct PSD-ului să spună: domnule, stăpâniți-vă oamenii, învățați istorie, învățați despre ceea ce se întâmplă în acea zonă, evenimente regretabile pentru ceea ce se află în care. Dar dumneavoastră n-ați auzit ce a spus colegul de platou, care a spus că PSD-ul este un partid foarte mare și fiind un partid foarte mare e normal să intre și oricine. Și asta vă deranjează pe dumneavoastră? Nu, nu mă deranjează, dar eu am spus că nu m-ar deranja dacă aceste declarații nu ar afecta țara în care trăiesc. Nu m-ar deranja dacă doamna prim-ministru, în clipa în care aterizează undeva și este oaspetele cuiva, nu greșește țara. Nu mă deranjează. Nu m-ar deranja dacă la 1 ianuarie absolut am fi pregătiți pe bune, nu l-am avea pe Andrușcă la economie și alții asemenea care nu stăpânesc limba română, nu m-ar deranja. Va fi din ce în ce mai nu m-ar deranja. Aceste, sigur, aceste nu m-ar deranja. Îmi place că discutați în contradictoriu, dar eu sunt presat de timp și aș vrea pentru edificarea opiniei publice și a dumneavoastră, dragi invitați, ca să lămurim până la urmă cine este deputatul României care reușește să piște un conflict diplomatic cu statul evreu. Domnul Bacalbașa, mostră de gândire, acum, vă rog să-l urmăriți, mostră de gândire, ca să nu coment ca la Euronews. Dați-l, domnul. Domnul Bacalbașa, sunt țărăniți, nu m-am pușcat. Domnul Bacalbașa, putem să vă luăm și noi un interviu? De ce nu doriți să vorbiți cu noi? Numai câteva întrebări, atâta tot. Eu nu vorbesc cu tatuații. Eu nu... Dar ce treabă au tatuajele? Ce treabă au tatuajele? Vreau și eu să vă pun câteva întrebări. Ce părere aveți despre România, despre viitorul nostru, a tinerilor, a copiilor, a nepoților voștri? Nu vorbesc cu femeile tatuate. Dar ce treabă au femeile tatuate, vreau să știu? De ce nu doriți să vorbiți cu mine? Nu-mi plac persoanele tatuate. Lăsați deoparte tatuajele, tatuajele n-au nicio treabă. Pentru mine au. Ce părere aveți să nu întrebați pe domnul PSD? Bun, nu s-a auzit domnul Durghiu, erau microfoanele închise. Hai acum să comentăm. Deci nu-mi plac persoanele tatuate, deci pe această cale nu vorbesc. Cu Israelul, dar în general așa. Să nu puneți această întrebare, deoarece ați auzit, domnul aici de față a spus că la guvernare se învață. Deci din moment ce la guvernare se învață, ați râs degeaba la poanta mea de dinainte de emisiune. În opoziție, dar sunt în opoziție, nu sunt regimentat. Dar întrebarea retorică este că se poate declara. Clasa politică este înainte sau după clasa pregătitoare? Nu este asumată de guvern. Nu putem vorbi că se iscă un conflict diplomatic. Dar asta ceea ce nu știți dumneavoastră e că un conflict diplomatic chiar se iscă.
poate exista ca urmare unei declarații. Unui deputat român, luăm publicitate, domnilor și domnilor, CSAT, mare, mare atenție, Consiliul Superior, Suprem de Apărare a Țării, despre ce va fi vorba? Ăștia zic că despre buget. Vă spun eu, nu, despre pesta porcină. Comentăm imediat. Rolul de a ascunde opiniei publice două lucruri importante. Primul dintre ele l-am tot explicat, adevărul despre ceea ce s-a întâmplat pe 10 august. Al doilea lucru este faptul că pesta porcină ne mănâncă de vii, iar lucrul ăsta va fi discutat în viitoarea ședință a CSAT. Avem o hartă, oameni buni, 30 din 40 de județe din România sunt afectate pe această cale, focare sunt în 18 județe și e clar, am scăpat din mână toată această chestie. Iar în Consiliul Suprem de Apărare a Țării se va discuta și răzdiscuta acest lucru. E povestea aia cu rectificarea bugetară. Abia ăsta este un lucru pe care guvernanții încearcă să-l pună sub preș și din păcate nu vor reuși, că eu din când în când țuști, îmi mai aduc aminte de povestea asta, pentru că este o poveste care privește direct și putem vorbi până la urmă de niște acțiuni care nu au fost făcute, inacțiuni care au dus la subminarea economiei de stat. Domnul Daniel Constantin, vă rog 30 de secunde despre pesta porcină, că mai am o trăznaie. Da, eu n-am informația legată de CSAT, dar pot să vă spun un lucru, că într-adevăr sunt foarte multe județe afectate și măsurile care se iau astăzi sunt oarecum de prevenție, ele trebuiau luate din 2016, de când există legislație foarte clară. Nu am văzut în acești 2 ani de zile, mai ales de la 1 ianuarie de când s-a preluat această guvernare, nu am văzut măsuri pe care trebuia să le ia, nu știu, am văzut că domnul ministru Daia vorbește foarte mult de asta. Este o acțiune pe care trebuia să o întreprindă ANSV, Autoritatea Sanitar Veterinară, care e în subordinea primului ministru. Dar care s-a domnul plâns Daia, în probabil, ședința de guvern și domnul Daia a zis urce pe... că mă ocup eu. Da, a încercat să urce puțin pe val, a crezut că e un capital acolo, din păcate s-a întors împotriva domniei sale. Dar ce vreau să vă spun este că și aceste măsuri de izolare pe care le avem astăzi, în realitate nu se aplică. Sunt și dacă mergeți incognito prin județe, o să vedeți că nu se aplică. Și în final, domnilor și domnilor, să revenim la o declarație a domnului Dragnea, că nu pot, nu mă mai satur din înțelepciunea domniei sale. Aceea că printre răi și fanele din lumea asta este și domnul Maior, adică de la servicii, și a făcut referire directă la partidul dumneavoastră, că de fapt dumneavoastră sunteți cumva, cum să spun eu, ghiocei domnului Maior, da. Da, nu, domnul Dragnea are o obsesie, pot să spun acum, mi-am dat seama după un an și jumătate, 2 ani de zile, are o obsesie pentru domnul Maior și mi-am dat seama și de ce are această obsesie, pentru că atunci când eram în guvern alături de domnia sa, mi-am dat seama că domnul Maior nu l-a acceptat niciodată, chiar dacă era un partener instituțional, nu l-a acceptat niciodată ca un partener adevărat de discuție pe domnul Dragnea, din motive pe care probabil le avea. Așa, mai de aici mai urmărește obsesia. Și sau probabil de aici, încercând, pe de o parte, pe de altă parte, probabil că încearcă să creeze și un adversar. A încercat cu domnul Iohannis, n-a mers. Domnul Iohannis n-a ieșit la bătaie, ca așa, să spunem așa. A încercat cu... Nu mai avem mult timp de domnul atât. Domnul a încercat cu statul paralel. Acum văd că are această obsesie cu domnul Maior. Domnul Dragnea face această referire și la domnul Ponta. Deși, dacă vă amintiți, când a pornit proiectul numit Pro-România, domnul Ponta nu era în acel proiect. Bun, de acord, mulțumesc, o să discutăm cu altă ocazie. Domnul Dragnea a mai făcut o afirmație extrem de interesantă, pe care o să o comentăm mâine, nu-i așa, că mai avem și noi treabă la prea frumoasa emisiune. Trăim într-un stat eminamente mafiot. Țineți minte chestia asta. Bună România cu Buzoianu și Zanfir imediat. Ne revedem mâine la 16. Mulțumesc invitațiilor. Toate bune!